Luke 1, 46, 47, and 49. And Mary said, My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. Amen. Hallelujah. But I say to you who hear, love your enemies and do good to those who hate you. Bless those who curse you and pray for those who abuse you. To one who strikes you on the cheek, offer the other also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you. And from one who takes away your goods, do not demand them back. Isaiah 9, 6 and 7. Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with righteousness and justice from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Matthew 1, 20 and 21. And after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, for what is conceived in her is from the Holy Spirit, and she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Therefore, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. And put on the new self, which is creative after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ephesians 4, verse 24. Psalm 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that had made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endureth to all generations. Psalm 100. If Lisa asks anything in my name, I will do it. Dance 14, 14. Do we have any more? Are you ready? Come on. Come on, buddy. Come on. Go ahead. Say it loud. Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Amen. Yes. All right. If there is one word that is in our hearts tonight, if there is one word to explain what we feel because of Jesus tonight, I think that word is joy. I can't stop from smiling. It is Christmas Eve. It's the most wonderful time of the year, so many people say. But this word has been on my heart the whole week. And today, the pastor called me, and I talked to him for a minute. I said, absolutely, it's always good to preach the gospel of Jesus Christ, and I want to have this very short message as a gospel message. Everything that I'm going to say tonight, you already know. Mom, you already know this. Brother Yeronim, you know this. Brother Greg, you know all of this. I want to say this because there are people around the world that are watching us. We have two cameras here in the church. I try to look at both of them while I'm preaching. But we greet them. We greet all of you in Romania and in the Philippines and in Bulgaria and Ukraine and in India and in Kenya. And have I missed anything? I think that's about it. And Myanmar, thank you very much. In Bangladesh with Sora Lydia, with Sister Lydia Raskol. But the reason I'm telling you this is because we have been so blessed. And tonight, if we can go to the next slide, it's just a couple slides here, brothers and sisters. I want to express my gratitude to Hosanna Christian Church and to explain why I am so joyful. Jesus
is king, and he has been king since the beginning. We know through the Apostle Paul that everything that was made through him. And he's here, present through the Holy Spirit tonight, and we're so happy that he is here. And this joy is something that we have in our hearts. There are so many people, though, brothers and sisters, that don't know this joy. There are so many people that don't know this joy. And that's why this past Saturday, together with Brother Teo and the choir that was here, we sang. And we sang Joy, the Christ, or Jesus is Born. And I wanted to say something because this joy that's in our hearts, the joy that's in your hearts and in my heart tonight, this joy is something that can be seen on our faces. If you don't have joy in your heart, Pastor or anyone else, if you don't have joy in your heart, can you have joy on your face? Maybe a fake joy that someone can tell right away that guy's smiling, but it's totally fake. Kind of like fake news. Can you hear someone's joy when they sing? It's just a simple question. When someone sings and they're full of the Holy Spirit and they're singing to Jesus Christ, can you hear the joy in their voice? We know of Andrea Bocelli, this unbelievable singer, tenor. The way that he sings, the vibrations of his lungs into his throat and out of his mouth. It's amazing what the human mouth or the voice of a human can do. But even the most beautiful voice, even the most wonderful voice, if it's not if it's not anointed with the Holy Spirit, it's something nice to hear, but doesn't really touch the heart, because only Jesus can do that. And then the last point was the joy felt in our hearts, and that's the biggest point here. I don't know if you felt it. I want to tell you just a short testimony, 30 seconds. After the concert on Saturday, after singing and praising the Lord together with you, I want to tell you I felt so good. I felt so light. I felt so alive. Even though I was very tired, it was a long day, and my throat hurt from all the singing. It was like I was renewed in my spirit. And that's because that's what the Holy Spirit does. We have so many self-help books, so many supplements we can take, so many different diets and cleanses with water and other things. But when we don't have that in our spirit, we can't show that to other people. So I just wanted to share this with you before we jump into the Word of God. If we can go to the next slide. Again, very, very short tonight. Just two more points. That was the first point. This is the second point, or the second major point. We all know the text from Luke chapter 2, but if you have your Bibles, you can open it with me. We're just going to read it very quickly. And we're going to talk about the part where the shepherds find out the good news and they run and tell everyone else. By the way, how's everyone doing this evening? How are you feeling? Is everyone happy to be in the house of the Lord? Are you happy that it's Christmas once again? 2020 was a very interesting year, very different year. But as the year ends and the new year comes in, we are blessed and we thank God for that. Luke chapter 2, verse 13, you may remain seated. Suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." And then going down, verse 16, they hurried off, the shepherds, and they found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what they had been told about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured these things. In verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God. I want to tell you something. I read this. I've already started reading the Bible again. And I read a text in Matthew, just a very small part here that I want to tell you. It says that when Jesus healed the people, when he worked, when he cast out the demons, when he touched them, the people praised God. Do you understand that? But do you also understand something else? That the Pharisees hated it. And I wondered, why on earth would somebody be mad if someone was healed of cancer, or if someone that was demon-possessed was set free from their demon possession, or if someone who couldn't walk could walk again? They praised God, and these shepherds had that same joy, brothers and sisters. When God works in your life, when God works in my life, it's real. And when this action really happens, we can feel it, and we're so happy because God is the one who does this. So tonight, Jesus, the true source of joy, we know that.
And I wanted to say this because Jesus is really the only true source of joy in a world without joy. It's unbelievable to think how much people hate in our world today. Is it possible to be full of hate and also to be joyful? I'm saying joyful in the real sense, not in the, I don't want to say psychotic, but maybe you're joyful if your enemy dies. That's a really bad way to be joyful. But Jesus is the true source of joy in a world without joy, in hearts without peace. Did you ever think about this? And we know this because I'm preaching to the choir here. I'm preaching to the congregation. But for those of you who are watching online or will see this later, hearts without peace, if you have a heart without peace, you know what the answer is. And we're going to say it again at the end, but you know that Jesus is the only answer. In a world without joy, in hearts without peace, and in life without hope. What has the coronavirus taught us? It's taught us the good and also the bad. And as they say in America, in the American culture, the good, the bad, and the ugly, and the very ugly. In life, with hope and without hope. And those who are without hope, brothers and sisters, are so many because they don't have Jesus. So to those of you who are watching, the gospel message is simple. If we can go to the next slide. Jesus is the joy of Christmas. He is the only source of joy. And while I was getting ready today and showering, I thought about this point, and I love this point. Jesus is the joy that continues. I want to tell you something. I love my kids. Isaac, Josh, Lois, David, Ruthie. They're the best. And when we give them a gift, they're so happy for like 5 minutes, 10 minutes. And you know what the worst is? If you have kids, I'm looking at Chris and Bia right now. If you have kids and someone gets a present, but someone gets a different present that they wanted, the joy disappears immediately. And they start to fight and give me your present. That's what happens. This is the joy that the world offers. And it's very strange. When I was young, I didn't think that was true. When I was young and I thought to myself, man, if I had $1 million and if I had a sweet car and I had a good job, you know, life would be really, really different. It'd be really, really good. I'd have everything. I'd be really happy. And that's absolutely not true. It's absolutely not true. There's so many people that are completely miserable. That's why I say Jesus is the joy that continues. He's the gift that keeps on giving. There's so many other things that we can say. But today, right now, December 24th, tomorrow, if the Lord Jesus doesn't return, December 25th, Christmas Day, and then always and into all eternity, Jesus will continue to be that joy. I don't know if you understand this or not. When we pass away and our eyes open in heaven in eternity, we will be in the presence of Almighty God. It will be amazing. There will be no more sorrow. There will be no more tears. We're not going to be upset. We're not going to be lost, confused. We're not going to be worried about tomorrow or about that big test I have to take or how I'm going to pay my mortgage next month. Jesus is the joy that continues forever. And that's why we're so happy to have him. We're so happy that today we can tell others, hey, Jesus is the reason for the season, for this season, for the joyful season. Jesus is the reason. I'm not going to get into the other things about how people are trying to push away Christmas. Maybe Brother TB will talk about that, or we can talk about it at a different time. Tonight, I want to be positive. I want to be very positive. And I want to tell you again that if you have Jesus, you have joy. If you don't have Jesus, you don't. And if you have this joy continues with you. It's not always perfect. Like our parents used to say and our grandparents. În cerul nu poți fi dus pe, what's the song, pe flori? Right? We understand that. But remember true Christianity? Who remembers true Christianity? James chapter 1, verse 2. Consider it all joy, brothers and sisters, when you go through various trials and tribulations. I'm going to stop because the kids are ready. I'm just getting started here, but the kids are ready. This is the joy that we're talking about, the joy of the Holy Spirit, the joy of Jesus Christ, the joy that can only come through him, and he is the only answer, Christ Jesus, the Savior of the world. Let's stand for prayer. Heavenly Father, we thank you for this time of learning tonight, Father, that you are the true joy. We thank you, Jesus, that no matter what happens, no matter what comes, whether we have clothes or not, whether we have food or not, whether we have a house or not, if we have you, we have everything. And in the midst of that everything, Father,
We are full of joy and we are full of peace because we have you. You are the Prince of Peace, Jesus. You are the one who came for us. You are the one who gave your life for us. And on the third day, you are raised again, like you said in John chapter 11, that I have the power to give my life. And I have the authority to take my life back. We thank you, Jesus, and we praise your name tonight. And we glorify you because you are awesome in this place. Accept our prayer tonight. Bless every single family here tonight. Bless those who are watching online. Bless those who are far away, Father, that are watching. And fill them with the joy of your salvation. Fill them with the joy of Jesus Christ. I pray, Father, in the name of your Son, today and always. Amen, amen. You may be seated. We can dim the lights and start the music, please. Together. Christmas is a special time. It is a time when we remember God's promise to us. Yes, the promise he made for all of us, that he will send his Son for all salvation, because he loves us so much. The light has come, the darkness is gone, just like it says in Isaiah 9. The people who walked in the shadows have seen a great light. They lived in the land of shadows, but now the light is shining on them. And there were shepherds living out in their fields nearby, keeping over their flocks at night. And then an angel of the Lord appeared to them. The glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you great good news of great joy that will be for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they were filled with joy, and they spread the word concerning what had been told to them about Jesus. Sweet hand, the star.
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with righteousness and with justice, from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. And there was the baby lying in the manger. The shepherds told everyone what had happened. All who heard the story were astonished. But Mary quietly treasured these things in her heart. I adore you, tiny baby. You are
Christmas is a special time. It's a time when we remember God's promise to us. He sent His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Dear Hosanna Christian Church, we love you so much, and we wish you a very Merry Christmas and a happy and blessed New Year. God bless you in 2021. Oh, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Slăvit să fie Dumnezeu! Praise the Lord! Și să o spunem și ungurește. Dice șeghiștenec! Amen! Vă rog să vă ridicați alături de ceea ce s-a citit în seara aceasta, să mai citim și din Galateni,
comentariul Sfântului Apostol Pavel legat de nașterea lui Hristos, pe care o sărbătorim în seara aceasta. Slăvit să fie Dumnezeu! Galateni 4 cu 4 până la 7. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă salutăm în numele minunat al Domnului nostru Iisus Hristos. Și mă bucur în seara aceasta că după multă vreme suntem din nou împreună cu voi, scumpi frați și surori, și cu familia Ursu, aici la Biserica Hozana. Îmi amintesc de ce spunea Apostolul Pavel în vremea aceasta, expresia lui din scrisoarea către Timotei. Pavel zice, eu sunt legat. Nu, era în lanțuri, dar cuvântul lui nu, Dumnezeu nu este legat, slăvit să fie Dumnezeu. Suntem, am fost într-un fel sau altul legați, dar cuvântul nu este legat și sufletele noastre nu le poate lega nimeni pentru că aparținem lui. Binecuvântat să-i fie numele. M-am bucurat de copii, de copilași. Mi-am adus aminte când eram și eu în biserică, ca și copil. E adevărat, nu îmbrăcat așa de frumos ca îngeri, nu cu aripi și fără aripi. Și să știți că așa este, dragi copii, că sunt și îngeri fără aripi și cu aripi. Dar rugăciunea mea, Doamne, binecuvintează acești copii. Fă ca cuvântul pe care l-au învățat, pe care l-au rostit, Doamne, să-i ține lângă Tine. Că dacă Tu nu vii, Doamne, să ne iei la Tine, să-ți rămâne Ție credincios până la capăt, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze părinții, să nu înceteze, să se roage pentru ei în continuare, pentru că atunci când mă întreabă mai mulți prieteni sau rude, ce faceți, cum sunt copii, o sunt bine, dar au nevoie de rugăciune. Și părinții și noi avem nevoie de rugăciune. Dragii mei, frați și surori, în seara aceasta, ceea ce am pe inimă și m-a cercetat în ultima vreme a fost următorul lucru. Noi celebrăm, sărbătorim pe Hristos Domnul, nașterea Lui. Nu-i așa? Așa este, absolut. Și atunci când sărbătorești nașterea cuiva, ai o dorință, nu? Ai o dorință ca de ziua lui să-i faci o bucurie, o surpriză. Nu de mult am sărbătorit ziua de naștere a soției și mă gândeam, Doamne, ce să-i cumpăr? Are și din aia și din aia, știam, flori. Asta da, trebuie să iau o floare. Dar nu e așa, fraților, când trebuie să iei pentru cineva care ți este drag, important, te frămânți și uneori, mai ales noi bărbații, nu știm
Ce să facem? Întrebam cineva, ce cumperi? Ce sfat îmi dai? Deci te duci la stor și la ce ți se oprește ochii? Mulțumesc! Mulțumesc! Fraților, slăvit să fie Dumnezeu! Fratele zice de bani, sigur, și banii. Slăvit să fie Dumnezeu! Dacă vrem să facem un cadou lui Hristos, aici, în cartea aceasta, există sfaturi, îndemnuri în sensul acesta. Dar înainte să răspundem la întrebarea aceasta, ce aș putea eu să-i aduc lui Hristos, haideți să apreciem ce a făcut Dumnezeu. Hristos pentru noi nu-i așa? Pentru că Apostolul Pavel aici în textul acesta tocmai lucrul acesta îl subliniază. Știți care este contextul de ce Pavel este nevoit să vorbească de Hristos? Pentru că erau evrei și evreii spuneau, Pavel, noi avem slujba dumnezeiască, legămintele, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și Pavel zice, pot să vă spun ceva? Spune Pavele, voi sunteți robi, pentru că voi sunteți sub lege. Asta le spunea galatenilor, robi. Cum cu toate acestea? Da, pentru că voi aveți umbra, voi aveți tăierea împrejur, e adevărat, este importantă, de exemplu, mielul de Paște, dar voi aveți umbra, aveți nevoie de realitate. Dar cine e realitatea? Hristos! Și de aceea Pavel spune, la împlinirea vremii a venit realitatea, a venit Hristos. Galatenilor, m-auziți? Hello, m-auziți? De-aia le scrie, frați și surori, ca să le arate că ei au șansa să nu rămână numai robi, să nu aibă numai umbra, să nu aibă numai formele, ci să aibă realitatea. Și textul acesta scoate în evidență Pavel, omul lui Dumnezeu, inspirat prin Duhul lui Dumnezeu, trei lucruri extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu trimițându-L pe Hristos. Nu? Care este primul lucru, frați și surori? Hristos a venit să rezolve trecutul nostru. Dar ce înseamnă asta, trecutul nostru? Păcatul, frați și surori. Păcatul este legat de trecut, nu? Nu, nu discut despre păcatele pe care le voi face, ferească Dumnezeu, nu? Păcatul trebuie să fie un accident, nu un mod de viață. Hristos a venit să rezolve trecutul nostru. Uitați-vă ce frumos spune el, Efeseni 1:7. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, slăvit să fie Dumnezeu. Păcatul care ne despărțea de Dumnezeu și ne desparte, nu? Orice păcat, păcat mai mare sau mai mic, ne desparte de Dumnezeu. Și Hristos a venit să rezolve lucrul acesta. Să El realitatea, mielul de jertfă. Nu, și nu de mult am sărbătorit și sărbătorim periodic, nu-i așa, moartea Lui, cina Domnului. Apoi, frați și surori, pentru ce a mai venit Hristos? Oh, ce-mi place lucrul acesta! Ce spune Pavel în versetul 5? Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ăștia erau evrei, pentru ca să căpătăm înfierea. Fraților, realizăm noi lucrul acesta. Vă mărturisesc sincer în seara aceasta că îmi dau seama că nu realizez îndeajuns lucrul acesta. El care a fost Fiul de Dumnezeu și este Fiul de Dumnezeu, s-a făcut Fiul omului, a venit prin femeie,
Nu, a fost profețit. Asta arată unicitatea Bibliei, unicitatea creștinismului, spre deosebire de orice are religie. Și El a venit să fie Fiul omului, ca noi, tu și eu, scump frați și surori, să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Este ceva extraordinar, este ceva grozav. Și nu numai atât, Pavel nu uită să spună, și pentru că sunteți fii, nu? Prin naștere din nou, ne amintim de ceea ce scrie Ioan, apostolul iubirii, dar tuturor a venit la ai săi și evreii au zis, nu avem nevoie de tine. Dar a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, cei care suntem aici în seara aceasta la Biserica Hozana, amin? Nu? Le-a dat dreptul. Ce le-a dat dreptul? Să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce extraordinar! Doamne, ajută-ne să realizăm lucrul acesta. Ajută-ne să realizăm lucrul acesta. Din toată inima noastră, cu toată ființa noastră. Și apoi Pavel spune aici mai departe, și pentru că sunteți fii, versetul 6, Dumnezeu a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată, și în aramaică, și în greacă. Nu? Aici este, de fapt, dacă vreți, Sfânta Treime, Dumnezeu, Duhul Sfânt și Duhul Fiului Său, Fiul. Da, ce extraordinar! Asta a făcut Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. Și așa cum spunea fratele Lemi, urmărindu-l cu atenție, câți oameni n-au parte de harul acesta să fie fii ai lui Dumnezeu? Câți sunt rudele noastre pentru care suntem chemați să ne rugăm? Să-i pomenim, să ne rugăm pentru ei. Doamne, ajută-ne! Avem o responsabilitate. Colegii de servici, vecinii, fraților, vecinii, nu-i la voia întâmplării. Nu-i la voia întâmplării, locuiești unde locuiești. Este datoria ta înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Și al doilea lucru, nu... Suntem fii, adică ne-a dat o nouă identitate, dacă vreți prezentul. Dacă l-aș întreba pe fratele Grigore, frate Grigore, spune-m despre tine, păi sunt Grigore, bine, bine, ăsta-i numele tău, dar cine ești, ce ești? Păi, pensionar, foarte bine, felicitări, dar ce ai lucrat, electrician și eu? Slavă Domnului, cine ești? Sunt fiu de Dumnezeu. Ăsta e răspunsul, frați și surori. Ăsta e răspunsul, o nouă identitate. Și dacă nu avem o nouă identitate, al treilea lucru, așa cum ați cântat așa de frumos, avem și un viitor. Dumnezeu prin Hristos ne-a rezolvat problema viitorului. Nu pentru că o spune fratele Tibi, pentru că o spune fratele Pavel. Zice așa că nu mai ești rob, ci ești fiu și dacă ești fiu, ești și ce ești? Moștenitor, glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Dar ce o să moșteneți? Câți bani? Nu, lasă banii aici pe pământ. Ce o să primesc? Ochiul, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, la inima omului nu s-a suit. În cuvinte nu se poate descrie, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și frați și surori, Dumnezeu le dă harul la unii ca să vadă, să trăiască, să vadă cerul. Recent am citit o carte scrisă de Ivan, title, The Journey to Hell, Heaven and Back. Și omul acesta care în tinerețe, ca și copiii aceștia, și chiar în tinerețe, nu numai în copilărie, l-a slujit pe Dumnezeu, apoi s-a depărtat de Dumnezeu.
Dumnezeu l-a trecut printr-o moarte clinică și mai multe ore a fost în iad și a văzut ce l-așteaptă pe el. A văzut acolo frați și surori și creștini, așa zici creștini, chiar păstori, ce dureros. Dar apoi Dumnezeu i-a dat harul să vadă raiul, să vadă, să asiste la cântare. Vă dați seama, frați și surori, cântau îngerii, cântau credincioșii într-o armonie perfectă. Și vestea bună este că și cei care nu cântăm aici, ca fratele Tibi, acolo o să cânt. Aici cânt cu inima, dar acolo o să cânt cu vocea. Lucruri extraordinare. Pacea aceea lui Hristos, care îți umple inima. Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de cer, frați și surori. Dumnezeu să ne ajute. Astea sunt lucrurile. Ne-a rezolvat trecutul, prezentul, avem o nouă identitate, nu contează ce spun oamenii, și viitorul. Fraților, poate fi ceva mai extraordinar din partea lui Dumnezeu? Poate fi. Nu cred. Și la toate acestea, ce putem face noi? Ce putem face noi? Păi să-i mulțumim. Și fiindcă tot am vorbit de iudaism, știți că evreii aveau jertfa de mulțumire. În Levitic 7 găsim. Ei aduceau mulțumire, nu? O jertfă de mulțumire. Dar noi, care nu mai aducem animale, poate ne-ar și costa mult, nu? Ce putem face? Doamne, m-am întrebat, Doamne, ce putem face? Ce pot eu să fac pentru Tine? Și frați și surori, tot trei lucruri, sunt multe, dar trei lucruri aș vrea să subliniez. În primul rând, Apostolul Pavel, noi învățăm de la el, ca un premergător, învățăm de la el. Uitați ce spune el în Romani 1:2. Așa cum spunea și fratele Lemin, nu sunt lucruri noi, dar facă Dumnezeu să pătrundă în sufletele noastre. Și ce spunea fratele nostru Pavel? Zice, vă îndemn dar fraților. Și l-a întrebat, bine, frate Pavel, dar de ce ne îndemn? Ce câștig ai tu? Nu pentru câștigul meu. Vă îndemn, dar fraților de la Biserica Hosana și de la orice biserică, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă îndurarea lui Dumnezeu? Păi exact asta înseamnă, ce a făcut Dumnezeu pentru Hristos, pentru iertarea păcatelor, pentru identitate, pentru moștenire. Deci pentru îndurarea lui Dumnezeu, ce să facem, Pavele? Să aduceți trupurile voastre. Nu zice numai ființele voastre, trupurile voastre. Înțelegând prin asta întreaga ființă, trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, dar o să fie bine? Sigur, uite ce spune Pavel mai departe. Plăcută lui Dumnezeu, trupul meu ca o jertfă vie, exact cum se aducea un animal, așa să-mi aduc viața mea înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune apoi mai departe, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și ca să scoată în evidență că nu-i ușor să aduci această jertfă. El continuă versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În concluzie, cu alte cuvinte, vrea să spună Pavel, nu-i ușor să-ți aduci, pentru că ai o opoziție din partea firii, exact cum și animalul când se trăgea la jertfă, se opintea, nu mergea așa de la sine la jertfă.
Dar nu numai atât. Avem presiunea lumii acesteia, frați și surori. Și fiecare trăim, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, vedem lucrul acesta. Este o presiune din partea culturii, știți? Dar vestea bună este că, așa cum s-a rugat Hristos, nu te rog să iei din lume, nu-i lua din America, dar să-i păzești, cum spunea Hristos, de cel rău. Așa să ne păzească Dumnezeu pe noi și copiii noștri. Să ne putem jertfi inima noastră, ființa noastră întreagă. Asta este primul lucru pe care pot să-l aduc, pot să-l aduci înaintea lui Dumnezeu. Apoi, frați și surori, în al doilea rând, apostolul Pavel, sau cine a scris Evreii, zice așa, în al doilea rând, ceea ce s-a făcut și în seara aceasta aici. Zice, prin El, prin Hristos, Evrei 13:15, prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu. Îmi place lucrul acesta, totdeauna lui Dumnezeu. Cum și când e COVID? Absolut! Și când sunt bolnav, absolut, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Mi-a plăcut foarte mult, a fost zidit în seara aceasta, când s-au cântat cântări de laudă, pentru că în cer, frați și surori, vom cânta cântări de laudă spre gloria lui Dumnezeu. Dar aici trebuie să fim atenți cum cântăm, frați și surori. Am fost cercetat de psalmul 108, versetul 1. Este un psalm al lui David. Și David începe așa. Gata este și te-ai aștepta vocea. Frați cântăreți, eu, nu? Vocea trebuie încălzită, vocea trebuie pregătită, trebuie să te exersezi. Dar David a înțeles, de aia scrie el, gata, este inima să cânte, pentru că el știa că nu poți să cânți oricum. Neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Absolut, absolut. Inima trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. S-a amintit aici și aici. Mă cuplesc cu ceea ce spunea fratele Lemi, bucuria, împărăția lui Dumnezeu. Ce este? O, nu-i mâncare și băutură? Păi da, atunci ce poate fi? O, neprihănire. Dar ce înseamnă? Îndreptățire, relație bună cu Dumnezeu, pace. Urmează pacea dacă am relație bună cu Dumnezeu și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit între oameni. Romani 14:17, ce extraordinar! Fraților, Dumnezeu să ne ajute! Frați cântăreți, Dumnezeu să vă ajute! Așa cum spune și Iacov, nu? În capitolul 5, versetul 13, și el a prins aspectul acesta. Zice, este cineva bolnav să se roage, dar dacă cineva vrea să cânte, eu... o condiție. Dar care e prima condiție? Să aibă voce? Nu! Să aibă inima bună! Și Carol Gaspar zice să aibă bucurie. Să aibă bucurie din Duhul Sfânt. Dacă ai bucurie, poți să cânți cântări de laudă. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne să glorificăm numele Tău, să înălțăm numele Tău. Pentru că Apostolul Pavel în epistola frumoasă către Efeseni ne arată menirea noastră ca să slujim de laudă slavei sale. Și ca și cum Efesenii ar fi uitat, repetă încă de două ori, ca să slujim, Dumnezeu ne-a ales ca să slujim de laudă slavei sale. Doamne ajută-ne să glorificăm numele Tău. Noi pe fratele Grigore când la locul de muncă striga cu voce tare, Praise the Lord! Și oamenii au început și ei să strige.
Slăvit să fie Dumnezeu. Și m-am învățat și eu de la fratele Grigore, mai strâng și ungurește, bineînțeles. Și vreau să închei cu al treilea lucru, relația cu Dumnezeu, bucuria, nu, viața noastră. Al treilea lucru este slujirea față de semeni. Doamne, ajută-ne! Frați și surori, se poate vorbi mult, vreau să vă citesc un text pe care îl știți, în 2 Corinteni, capitolul 8. Pavel, care a fost și el un slujitor, nu, fac totul pentru Evanghelie. Serios, Pavel, dar de ce, Pavel? Ca să am și eu parte de ea. Da, într-un fel, ai putea să zici, Pavel a fost cu interes. Da, a fost și cu interes, dar a fost interesul lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă sunt oameni și noi învățăm de la exemple, haideți să ne uităm la ceea ce spune Apostolul Pavel despre dărnicia macedonenilor. Este un exemplu extraordinar. Citim din 2 Corinteni, capitolul 8, câteva versete, de la 1 la 5. Și Pavel scrie corintenilor. Știți de ce scrie corintenilor? Corintenii, iertați-mi expresia, au fost scârțari, adică strânși. Ei nu au contribuit sau prea puțin la lucrarea lui Dumnezeu. Și Pavel zice, uitați-vă la ăștia, luați exemplu, corintenilor. Și îmi vorbește mie, cel puțin mie mi-a vorbit și cred că ne va vorbi în seara aceasta. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Știi ce spune Pavel? Ăștia sunt ceea ce sunt datorită harului. De-aia Pavel, frați și surori, când salută, el nu salută numai pace, că e foarte bine să zici pace, har și pace, sursa. Păi de acolo e sursa, de la Dumnezeu. Continuă în versetul 2, spune, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut. Pavel, dar avem și noi COVID-ul. Lasă că și ei au avut necazuri, au avut altceva. Bucuria lor peste măsură de mare, fratele mii, bucuria lor. Dar de ce s-au bucurat? Păi aveau bani în bancă. Nu. Bucuria lor peste măsură de mare. Uite, banii s-au dus, că zice mai departe. Sărăcia lor lucie. Au dat naștere la un belșug de dărnicie. Bășigeș, se zice ungurește, la un belșug mare de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, nu de silă, de bunăvoie. Așa-i. Și după puterea lor și chiar peste puterile lor, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășie la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși lui Dumnezeu și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Amin. Ce extraordinar! Ce pot să fac eu pentru Iisus? Păi să-mi dăruiesc toată ființa. Așa cum spunea omul acela din pildă, zice, hai ajută-ne aici să facem cu tare lucru. Zice, n-am mâini, cum n-ai mâini? Noi toți te vedem că ai mâini. Zice, am, dar n-am pentru că le-am dat lui Dumnezeu. Să dăm toată ființa noastră, să aducem totdeauna lui Dumnezeu jertfa buzelor. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Și Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, nu numai ajutor financiar, și ăsta e mare nevoie și cred că o facem, dar să ne consumăm pentru alții, să învățăm pe copiii noștri că e
mai ferice să dai decât să primești. Cred că macedonenii au înțeles secretul acesta. Dumnezeu să ne ajute să îl binecuvântăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu noi, cu fiecare, la aceste sărbători, frați și surori, și indiferent ce va veni peste noi în viitor, dorința mea este să rămânem credincioși până la moarte și vom primi cununa vieții despre care Pavel spune, zice, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.